Au fost momente emoționante la Colegiul Național Pedagogic Mircea Scarlat din Alexandria. Absolvenții clasei a 12-a s-au reunit pentru ultima dată cu profesorii lor în cadrul unei festivități aparte desfășurate sub semnul pandemiei de coronavirus. Vă felicit că ați ajuns în această fază, vă felicit și pe voi și pe diriginții voștri că ați ținut ca această festivitate să aibă loc. Era păcat, repet, ca o astfel de promoție, cum ați fost voi, să nu aibă parte de o astfel de festivitate. Am constatat de-a lungul perioadei cât am stat acasă în timpul pandemiei că sunteți niște tineri foarte puternici. Am constatat că pentru voi școala rămâne școală, chiar și atunci când sunteți departe de ea. Am constatat că vă pregătiți indiferent de locul în care vă aflați și că ați susținut examenul maturității voastre cu tărie și demnitate. Tinerii absolvenți și-au dorit foarte mult să fie încă o dată împreună pentru ultima oară, mai ales că pentru cei mai mulți dintre ei urmează o perioadă solicitantă cu admiterea și înscrierea la facultate. Mă bucur foarte mult că am avut șansa să ne bucurăm și noi de acest eveniment, ultimul nostru moment în calitate de absolvenți, un moment esențial în viața fiecărui licean. Pentru acest lucru le mulțumim din tot sufletul doamnelor director, precum și diriginților noștri care și-au dorit să avem și noi parte de acest vis împlinit. Și în alte state s-a făcut exact la fel cum este cu distanțare socială, adică în America, de exemplu, acesta e normal la ei. Ok. Și, știu, n-a fost prea multă nervozitate, dar cu siguranță au fost emoțiile, despărțirea colegilor, ca un prim moment pentru orice. Cei 4 ani de liceu au fost cei mai emoționanți și cei mai frumoși ani din viață, pentru că aici a fost locul unde am legat prietenii, am trăit cele mai frumoase experiențe și pot să zic că cu siguranță îmi voi aminti cu drag de acești ani. Festivitatea s-a desfășurat păstrând regulile impuse de pandemia de COVID-19 cu respectarea distanțării sociale și cu participarea unui număr redus de persoane.